Această emisiune vă este prezentată de Regenera, primul tratament cu micro-grefe din România pentru plăgi, arsuri, alopecie și artroză. O terapie oferită de Stem Shore și Dr. Mit. Bine ați venit la Dr. Mit. Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să caut adevărul din spatele miturilor în care am ajuns să credem. Că forma burții gravidei spune ce sex va avea noul născut, sau că nu e bine să tai cordonul umbilical înainte de a termina de pulsat. Legat de acest ultim subiect, mi-am propus să fac lumină. În zilele noastre, imediat ce copilul a văzut lumina zilei, fie că vorbim de naștere naturală ori de cezariană, medicul clampează cordonul umbilical și îl taie. Aceasta vine în contradicție cu mersul naturii, care arată că cimpanzeul nu face nimic în acest sens până ce placenta se desprinde, cade și proaspăta mamă și-a pui în brațe și mai mult decât atât, unele erbivore mănâncă imediat placenta după desprinderea ei de uter. Deci, care e calea corectă de urmat? Mergem cu motoarele turate în varianta retro, adică lăsăm cordonul umbilical să pulseze până la capăt și placenta să se desprindă când o vrea ea? Sau păstrezi abordarea actuală în care actul nașterii, odată încheiat, închei și tu socotelele cu anexele biologice ale sarcinii și nașterii? Haideți să descoperim împreună. Care este rostul pentru care cordonul mai pulsează deși cel mic respiră de unul singur și deja și-a luat nota 10? Fără niciun motiv fiziologic, e doar un automatism. Ca să trimită tot sângele de pe țeavă în sistemul copilului. Este doar un mecanism de backup sau n-am aflat încă de ce? Continuarea pulsațiilor reprezintă doar o etapă de trecere între respirația intrauterină și cea externă. Pentru că aproape nimic nu se întâmplă instantaneu în corpul uman, și întotdeauna avem un decalaj între stimul și reacție, pulsațiile cordonului umbilical vor continua între 1 și 3 minute după ce uterul a fost eliberat de presiunea exercitată de făt. Deci vorbim doar de un mecanism tranzitoriu de backup. Dar cât de mult sânge poate să trimită în aceste 10 de secunde cât mai pulsează? Câțiva mililitri, deci nesemnificativ. Sau o cantitate mare de până la 40% din sângele total al bebelușului. Deși poate părea că 2-3 pulsații nu fac mare lucru, de fapt, dacă e lăsat să pulseze, cordonul umbilical poate vărsa în circuitul sanguin al celui mic, în anumite cazuri, o cantitate de până la 40% din volumul total de sânge al bebelușului. Auzind acestea, automat îți vine să tragi concluzia că nu mai e nicio dilemă și că asta trebuie să facem. Cum să lași să se piardă 40% din sânge? Ei bine, aici este secretul. Natura a făcut ca această cantitate de sânge să fie de fapt o cantitate tampon pe care nu e musai să o absorbi. Miliardele de nașteri din epoca modernă a medicinei, în care cordonul umbilical a fost clampat imediat după naștere, susțin concluzia pe care am împărtășit-o cu voi. Însă există situații în care ar fi de preferat să aștepți ca pulsațiile să se oprească și vom vorbi despre ele imediat. Vreau să atrag atenția că acest subiect a devenit de actualitate după ce, din 1988, s-a descoperit și demonstrat o utilitate aparte a sângelui ce rămâne în cordonul umbilical clampat după naștere, iar aceasta este legată de celulele stem hematopoietice. Din 1988, când primul transplant de celule stem hematopoietice recoltate la naștere a salvat viața unui copil bolnav de anemie Fanconi, a început stocarea lor în regim privat și în băncile publice de celule stem de pe întreaga suprafața planetei. Acestea sunt acum folosite ca terapie standard în tratarea peste 80 de boli cu potențial letal. Și studiile clinice arată că au viitor în tratarea și altor boli, precum diabetul zaharat, scleroza multiplă, ori Alzheimer. Iar ca recoltarea celulelor stem hematopoietice să fie eficientă, este nevoie de 60-150 de mililitri de sânge umbilical. Deci vorbim de o cantitate semnificativă de sânge, care fie poate pleca în corpul celui mic, fie într-o pungă de celule stem, ce va fi criogenată și, Doamne ferește, va fi folosită, dacă va fi cazul, pentru tratarea unei boli din gama popular denumită cancere ale sângelui, precum leucemie ori limfom. Dar ce beneficiu am avea dacă am lăsat sângele să ajungă tot la copil? Ei bine, avem două cazuri în care acest sânge suplimentar poate aduce un mare beneficiu. În cazul copiilor sever prematuri sau în cazul celor subnutriți, cum ar fi cei din țările în curs de dezvoltare sau aflate în stare de război. Copiii sever prematuri au nevoie atât de hematii cât și de fierul pe care îl primesc suplimentar prin sângele rezidual din cordonul umbilical, iar în cazul celor subnutriți, nu mai e cazul să vă explic. Acum că știți toate acestea, să concluzionăm. Miliardele de nașteri din 1900 până acum au arătat că sângele din cordonul umbilical are rol rezidual. Însă din 1988 am descoperit că de fapt poate fi foarte prețios prin concentrația mare de celule stem hematopoietice ce pot fi utilizate în tratarea leucemiilor și limfoamelor.
Deci atunci când o viitoare mămică mă întreabă dacă să lase cordonul să pulseze sau nu, îi spun astfel. Dacă nu va fi cazul unei nașteri sever premature, eu am recoltat celestem la nașterea lui Patrick, care a fost prematur, și vrea să recolteze celestem, poate foarte liniștită să clampeze imediat cordonul umbilical pentru a extrage maxim de sânge umbilical, deci maxim de celestem hematopoietice. Dacă investigațiile sugerează că cel mic ar putea suferi de anemie, dacă este subnutrit sau pur și simplu mama nu dorește să recolteze celestem la naștere, atunci poate cere medicului să lase cordonul să pulseze până la final. Însă să nu exagerăm impactul acestui act. Sângele umbilical, ca și cordonul umbilical în sine, este considerat rezidu dacă nu este folosit pentru una din următoarele: izolare de celestem, tratare de anemie sau subnutriție. Pentru alte informații la fel de interesante precum aceasta, accesează drmit.ro. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Mit. Această emisiune v-a fost prezentată de Regenera, primul tratament cu micro-grefe din România pentru plăgi, arsuri, alopecie și artroză. O terapie oferită de Stem Shore și Dr. Mit.